Municipiul Deva poate avea o populație aproape dublă față de cea actuală. Pentru acest lucru este nevoie ca localitatea să se extindă și, datorită poziționării geografice, acest lucru se poate face doar în satele aparținătoare de reședința de județ. Acest lucru va fi posibil prin implementarea proiectului Deva Nouă. Unul din principalele puncte din campania electorală din toamna anului trecut a primarului Florin Oancea a fost conceptul Deva Nouă. Prezent în emisiunea La Subiect de pe 1 TV, Florin Oancea a vorbit despre acest concept, spunând că Deva poate atrage o populație de peste 100.000 de oameni față de circa 60.000 cât o are în prezent. Nu știu de ce, așa mi-a venit mie. Deva nouă. Am zis Deva frumoasă, toată Deva și Deva nouă. Ce înseamnă acest concept Deva nouă? Noi suntem într-o oală, da? Am discutat cu specialiști, au făcut studii. Potențialul orașului, a municipiului Deva, este pentru o populație de peste 100.000 de locuitori. Noi acum efectiv avem Mai avem spre 50. 60.000, spre 60 de, efectiv, da? Statistica aproape 70. Vreo 10.000 plecați. Dar potențialul depășește 100.000. Ce faci cu cei 40.000 care vrei să-i atragi? Nu în vizită, să Să locuiască în rămână Deva. aici. Deva e poziționată într-o oală, da? Pui bloc peste bloc? Nu poți, nu? Bloc între bloc? Nu mai permitem, că vrem un oraș aerisit. Unde poți dezvolta orașul? Conform lui Florin Oancea, extinderea Devei se poate face prin exploatarea unei suprafețe generoase care se găsește în satul aparținător Cristur și pe care municipalitatea dorește să facă investiții majore în infrastructură cu o durată lungă de funcționare. Păi Cristuru este în Deva, sat aparținător Devei, da? De la 700 Dacia Service, urci până la blocurile de la Archia, da? Mergi înspre Cristur, sunt 750 de hectare. Avem, cred că vreo 10 hectare primării, are sunt terenuri private. Dar aici este conceptul de dezvoltare a unui oraș. Nu contează că sunt terenuri private, că nu sunt ale mele, sunt ale devenilor. Dar obligația mea în acest concept de dezvoltare a orașului, de a îi da perspectiva să crească, virgulă, ca și populație, trebuie să îi asiguri infrastructura. Fără infrastructură, câmpul acela permite o infrastructură pentru a dezvolta orașul pentru următorii 50 de ani. Conform noului plan urbanistic general al Devei, care va fi finalizat în cursul anului viitor, în zona Cristurului vor fi bulevarde largi, dar și construcții aliniate. În plus, partea de utilități va fi asigurată pe fonduri europene, cota de cofinanțare a primăriei municipiului Deva urmând a fi de doar 2%. Vom face lățimea drumurilor pe principale bulevarde de 20 de metri, ca să fie cu 3 benzi pe urcare, pentru că sunt și câteva benzi, cu zonă verde, trotuar, stânga, trotuar dreapta, pistă de biciclete stânga, pistă de biciclete dreapta. După care, prin regulamentul de urbanism, sunt proprietățile private, se fac comasări, parcelări și spui aici vine gardul. Casa la interiorul gardului cu 3 metri. Și dai o linie de dezvoltare pentru poate 100 de ani de acum încolo. Fiind acest teren cu o suprafață foarte generoasă, pe acest teren dăm drumul la Deva Nouă. Toate rețelele de utilități, apă, canalizare, gaz, iluminat stradal și modernizare stradală sunt finanțabile pe fonduri europene. Componenta primăriei, deci efortul bugetar local este 2%, 98% de Uniunea Europeană și vorba de zeci de milioane de euro. Primarul Devei consideră că prin aceste investiții vor avea de Săptămâna câștigat nu doar proprietarii de terenuri din zonă, ci întreaga economie a orașului. Florin Oancea mai spune că în Cristur, pe lângă case și blocuri, dar și o zonă de servicii, se vor mai construi, printre altele, un campus universitar și un spital municipal. în momentul în care ai dezvoltat infrastructura, ți-au crescut prețurile la terenuri. Pentru cine? Pentru proprietari. Cine sunt proprietarii? Deveni. Ce fac devenii? Nu mai vând cu 3 euro, poate vând cu 30 de euro, da? Ce fac cu banii? O bună parte din ei duc în consum tot în Deva. Și atunci dezvoltarea economică va fi exponențială. Deva nouă, nou oraș, deci vine zona rezidențială de case, zona de blocuri, zona de servicii, zona de unități de învățământ, pentru că vrem să facem un campus universitar acolo, avem
zona de, spitalul municipal din Deva. Acolo va fi, nu știu dacă voi prinde ca primar finalizarea, dar începutul vă garantez că voi prinde. În acest moment, la primăria din reședința de județ se lucrează la proiectele și studiile de fezabilitate necesare, iar semnarea primelor contracte de finanțare ar putea avea loc în anul 2022, durata de implementare a conceptului Deva Nouă fiind una multianuală.